în cadrul acestui proiect este să adunăm cercetători din 17 state membre pentru a ne uita asupra pozițiilor statelor membre față de extinderea Uniunii Europene în Balcanii de Vest. Practic, focusul nu este asupra Balcanilor de Vest, asupra situației din acele țări, ci asupra statelor membre UE, pentru a vedea motivațiile acestora, pentru a vedea modul în care evoluează poziționarea acestora față de extinderea Uniunii în Balcan și pentru a vedea că ar putea fi potențialele momente, teme care ar putea bloca procesul de extindere. Pentru că punctul de plecare al studiului a fost observația că procesul de extindere, politica de extindere a Uniunii Europene, pare să se fie naționalizat, în sensul în care în ultimii ani vedem o activitate crescândă, o poziționare din ce în ce mai deasă a statelor membre în această politică, care apare uneori a se face în dauna Comisiei Europene și, în general, a instituțiilor comunitare. Făcând interviu și avem în fiecare caz, de vorba de cercetător care se află, locuiesc sau lucrează asupra statelor respective, din partea multor state membre, mesajul care a venit este că procesul de extindere a fost tot timpul unul controlat, unul interguvernamental strict controlat de statele membre. Ceea ce este adevărat, din punct de vedere legal, nu s-au schimbat foarte multe lucruri. Dar după valul de extindere, din mare val de extindere din 2004 și 2007, procesul a devenit mai complex și au apărut mult mai multe momente în care, momente de veto, momente care necesită unanimitatea din partea statelor membre. Vedem, de asemenea, o activitate crescândă a parlamentelor naționale în cadrul unor dintre statele membre. De exemplu, în Germania, Bundestagul, după ratificarea tratatului de la Lisabona, a primit puteri sporite în ceea ce privește extinderea și controlarea guvernului, poziționării guvernului german, dar și în alte state, de exemplu, Franța, următoare extinderi vor necesita în anumite condiții în referendum. Practic, statele membre, o parte din statele membre UE, se implică mai mult în proces. Chiar dacă aveau acest rol guvernamental și înainte, să ne amintim că Franța a blocat la un moment chiar de două extinderea Uniunii către Marea Britanie, vedem un activist sporit care parțial vine și dintr-o atitudine mai critică. A fost în față de extindere, a fost amintit de acea enlargement fatigue, negociarea extinderii, care e legată și de numărul mare de state care a fost primit în acei ani. Dar și de faptul că, în cazul unora, și aici nu evit să spun că este o poziție care o întâlnesc foarte, foarte des la Bruxelles, că extinderea spre România și Bulgaria este considerată a fi fost prematură, a fost grăbită, a se fi întâmplat înainte de termen. Chiar acum două zile am făcut un eveniment, o dezbatere la Bruxelles, de la seara acestui volum, care am prezent și reprezentanți din Serbia, din Albania, unii dintre autorii studiilor, o parte oficială europeană, și am auzit iar cu această idee că extinderea spre România și Bulgaria s-a întâmplat prea repede, ceea ce a dus și la o complicare a procesului de extindere, a o creștere, o diversificare a complexității acestuia, de sporirea așteptărilor și a condițiilor la care sunt supuse statele Balcanii de Vest, pentru a se evita ajungerea la situația din cazul României și Bulgariei. Nu o să mă refer la poziționările acestor state, 17 state membre. Am ales 17 state, nu am pe toate, sunt toate cele 6 cele mai mari state membre, toți vecinii Balcanilor de Vest și alte state care au poziții identificabile sau care sunt active pe agenda extinderii. Le puteți găsi aici. Am adus o parte pe lume, dar nu cred că sunt suficiente pentru toată lumea. Studiul este disponibil gratuit și online pe site-ul nostru
IGCSE.ue. Dar doar pentru a mă referi doar niște tendințe mari în ceea ce privește poziționarea statelor membre. În majoritatea cazurilor, autorii studiilor au constatat că Germania e văzută ca statul cel mai important dintre statele membre pe acest dosar. Germania a rămas cumva singurul dintre statele membre mari al Uniunii care împinge pe dosarul de statul extinderii. În același timp, și se vede și prin inițiativele pe care le-au avut prin conferințele asupra Balcanilor de vest, la Berlin din Viena. În același timp, o scădere semnificativă a rolului Marii Britanii pe acest dosar, practic legate de poziționarea guvernului britanic în general față de afaceri europene și poziționarea în general față de subiecte precum libertatea de circulație în cazul Uniunii Europene. Dezbaterea în Marea Britanie s-a deplasat dinspre un centru pro-european, spre extreme anti-imigraționiste și aceasta afectează foarte mult și poziționarea guvernului de-a Londra pe dosarul extinderii. Londra fiind până acum câțiva ani una dintre cele mai mari promotoare a extinderii, și aceasta a fost subliniat clar și în studiu și în evenimentul recent pe care l-am avut. Cumva, faptul că o parte din state membre se orientează spre, devin mai puțin optimistă față de extinderea Uniunii Europene, a afectat și poziționarea Comisiei Europene. Și s-a observat după anunțul președintelui Juncker privind faptul că nu va avea nicio extindere a Uniunii în mandatul său, faptul că titulatura comisarului care se ocupă de extindere se referă la negocieri de extindere, inclusiv lucruri, nu știu, sunt observate lucruri legate de unde se află departamentul, directoratul Comisiei Europene care se ocupă de extindere, care a fost mutat într-o zonă centrală spre marginea cartierului european. Și în mod evident, cum subliniau și antevorbitorii mei, dosarul extinderii a aplicat undeva pe lista priorităților Comisiei, a aplicat mult spre jos. Tocmai în aceste condiții, cumva, vrem să, și studiul vrea să sublinieze faptul că Balcanii, deși sunt înconjurați de statele Uniunii Europene, sunt departe de a fi o zonă a păcii și prosperității de care nu trebuie să ne mai ocupăm. Și tocmai pentru a ajuta pentru o înțelegere mai bună atât între statele membre ale Uniunii Europene, pentru a-și înțelege mai bine partenerii de negociere, pentru a-și înțelege poziționările. Și autorul face referință la chestiuni istorice, la chestiuni sensibile bilaterale, dar și pentru statele din Balcanii de Vest, în mod evident, care negociază extinderea și interacționează cu statele membre pentru a înțelege care sunt sursele grijilor, îngrijorărilor, blocajelor chiar pe anumite chestiuni. Dar și pentru a veni cu propuneri pentru a rezolva unele din aceste probleme. Și voi menționa pe scurt care sunt în viziunea autorului acesta, sunt peste 24 de oameni care au fost implicați în cercetare, eventuale frâne în procesul de extindere. Una este clar valul de ostilitate față de imigranți în multe din statele europene. Înainte de criza recentă a refugiaților din Orientul Mijlociu și Africa, exista acest val de ostilitate față de imigranți în multe state, mai în Britania, Danemarca, chiar în Germania, în Franța, vedem. Și legat de acest subiect, de această este creșterea semnificativă a sprijinului față de partide populiste, partide anti-imigrație. Motivată nu doar de problema imigrației, dar și de criza economică din 2008. Iar acest discurs anti-imigrație, în general anti-UE, are urmări foarte clare și e foarte vizibil și în discursul partidelor mainstream, partidelor de centru-dreapta, centru-stânga,
Este evident, în Marea Britanie, în Franța, dar și în alte state membre, este foarte clar că temele oricum marginale, anti-imigrație, temele populiste, își fac, chiar și în Olanda, își fac văzută prezența în discursele, repet, în discursurile politicienilor mainstream. Apoi o altă eventualitate sunt numeroase litigi bilaterale. În cadrul studiului m-am ocupat, am scris capitolul pe România și știm că există numeroase litigi bilaterale, atât între, în special între state membre UE care se învecinează cu Balcanii de Vest. Croația, de exemplu, are litigi nerezolvate cu Serbia, cu Bosnia și Herțegovina, cu Muntenegru, Bulgaria, România, Ungaria sunt foarte atente la chestiunea drepturilor minorităților acestor state. Dar trebuie să spun cu ochelari foarte diferiți. Cu ochelari diferiți, dar în același timp... I wanted to say with very different lenses. With different lenses, but at the same time... Am menționat în studiu faptul că și momentul din 2012 în care România a blocat pentru câteva ore acordarea... a blocat Serbia și... dezbat și prezint în cadrul capitolului pe România chestiunile sensibile legate de atât de chestiunea drepturilor minorităților române și minorităților asociate din Serbia, precum și problema Kosovo. Problema Kosovo este și statutul Kosovo este încă una din frânele identificate în studiu. Există diferențe, nu știm bine cu parte din statele membre, nu avem cunoscut Kosovo. Prezint poziționarea României și precum și așteptările legate de recunoașterea Kosovo, care nu sunt dintre cele mai optimiste din perspectiva Kosovo și perspectiva unei poziții unificate, mai ales că în ultimii ani, pe fondul conflictelor din Estul Europei, atât în Georgia, după intervenția Rusiei acolo, recunoașterea independenței Oseției de Sud, a Abhaziei, mai recent, în urma conflictului din Ucraina, unde vedem schimbări ale teritoriilor recunoscute ale statelor prin forță. Contrareacția este că statele care nu au recunoscut Kosovo, adică sunt devine tot mai puțin probabil ca să au motive suplimentare de a nu recunoaște o modificare a frontierelor. În același timp, în unele state, dintre cele care nu au cunoscut Kosovo, în special în Spania, a devenit problema aceasta a modificării granițelor, a devenit și mai acută pe fondurile mișcării independentiste din Catalonia. În același timp, în altele, în Grecia, vedem semnale despre guvernul Syriza că mișcări spre recunoașterea Kosovo. Alte frâne sunt legate de teme legate de buna guvernanță din Balcan și aceste teme se întâlnesc într-un număr mare de state membre. După cum a fost menționat, existat, sunt dosare problematice legate atât de nivel de calitatea democrației din unele din aceste state, cât și de guvernanță, de lupta anticorupție. Și mă voi opri aici, fiind obicol să dezvolt unele din aceste subiecte în cadrul meu, ca o dezbatere. Mulțumesc, Paul. A fost un rezumat foarte interesant al principalelor aspecte care țin agenda bilaterală a câtorva din